Ceva băieții și bine ați venit la un nou clip pe canal. Astăzi o să facem ceva ce n-am făcut niciodată până acum. O să reacționez la un clip de-al meu din trecut. O să reacționez la pronosticul lui Oviță pentru campionatul european. Hai să vedem ce mi-a ieșit, ce nu mi-a ieșit. Și înainte să dăm drumul la distracție, nu uita să apeși butonul de like. Hai să încercăm să ajungem la peste 2200 de like-uri, ar fi super, super tare. Și lăsați un comentariu mai jos, spuneți-mi voi cu cine ați ținut în finala de aseară. V-a ieșit și vouă pronosticuri sau v-ați înșelat? De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro, linkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Hai să vedem cu ce grup am început. Cred că bineînțeles am început cu grupa numărul 1, cu grupa A. Și hai Oviță, te miști și tu? Ne arăți și nouă? Băi, aici, uite, ce înseamnă, bă, minte, mare, fotbalist, antrenor, tot ce vrei. Italia, Elveția, Turcia și Țara Galilor. Băi, nu prea mi-a ieșit. Fiți atenți cum arăta. Ea arăta, de fapt, Italia, Țara Galilor, Elveția și Turcia pe locul 4. Deci aici mi-a ieșit la Italia. Din păcate nu mi-a ieșit cu Țara Galilor. Țara Galilor a ieșit pe locul 4. Uite, să vă arăt. Așa arată și standing-urile oficiale. Italia, Țara Galilor, Elveția și Turcia. Turcia a fost o dezamăgire pentru mine la acest campionat european. Deși pe hârtie arătau ca o echipă destul de puternică, bineînțeles, nu de semifinală, finală sau de a câștiga, măcar de a trece de grupe, nu au reușit să facă asta, chiar 0 puncte, tati. Hai să vedem următoarea grupă. Belgia, Rusia, Danemarca și Finlanda. E posibil să-mi fie ieșit la Belgia. E posibil să-mi fie ieșit la Belgia. Ia stai un pic să vedem. Deci avem Belgia, Danemarca, Finlanda, Rusia. Băi, locul întâi din grupă mi-a ieșit. Dar după aia, nu prea. Deci avem Rusia pe locul 2, Danemarca 3, Finlanda pe 4. Ce-ai făcut, Oviță? Rusia a ieșit pe 4, eu am văzut-o pe 2, nu prea mi-a ieșit. Danemarca, eu am văzut-o pe 3, a ieșit pe 2. Și Finlanda, surprinzător, pe locul 3. Aici mi-au ieșit două dintre echipele calificate mai departe și mi-a ieșit locul 1. Ok, am avut ochi bun. Avem Olanda pe locul 1. Băi, mi-e locul 1 din grupă. Mi-a ieșit locul 1. O, mi-a ieșit și locul 2 și locul 3 și locul 4. Mi-a ieșit perfect grupa asta. Olanda pe locul 1, Austria pe locul 2, pe locul 3 mi-a ieșit Ucraina și pe locul 4 Macedonia de Nord. Deci grupa C mi-a ieșit perfect. Grupa B mi-a ieșit locul 1, grupa A mi-a ieșit din nou locul 1. Hai să vedem la grupa D ce avem. Ok. Complicat aici la grupa D. Serios, Oviță? Am trecut Croația pe locul 1? Am trecut Croația pe locul 1, ești nebun. Fii atent. Și de fapt a fost Anglia pe locul 1, Croația pe locul 2, pe locul 3 Cehia și pe locul 4 Scoția. Așa a fost oficial grupa. Mi-au ieșit cele 3 echipe de pe primele 3 locuri. Doar că primul loc și locul 2 au fost inversate. A fost Anglia pe 1, Croația pe 2. Băi, să știi, pe grupe am fost bunicel până acum. Hai să vedem grupa E. Ce facem? Mă uitam aici la lotul Angliei, grupa E. Oviță, nu ți-e rușine. Nu ți-e rușine. Am trecut Polonia pe locul 1. Nu cred, Spania pe 2. Spania pe 2 mi-a ieșit. Nu cred așa ceva. Suedia pe 3. Fiți atenți de fapt cum arăta grupa. O vedem aici. Aveam Suedia pe locul 1. Eu am pus Suedia pe 3. Spania pe 2 mi-a ieșit. Slovacia pe 3 nu mi-a ieșit. Eu am pus-o pe 4. Și Polonia. Eu am văzut-o pe locul 1 în grupă. Oviță, la ce te-ai uitat, mă? I-a ieșit pe locul 4. Un campionat european dezastruos pentru Lewandowski și ai lui. Ia să vedem grupa F. Ce mi-a ieșit? Chiar am fost la un meci. Am avut Franța, Portugalia, Germania, Ungaria și
E, aproape că mi-a ieșit, aproape, fii atent. Mi-a ieșit locul întâi Franța, deci în general, în grupe, mi-au ieșit foarte, foarte bine locul cu numărul 1 din fiecare grup. Avem Franța pe 1, Germania, Portugalia au făcut aici un swap. Germania pe 2, eu am văzut Germania pe 3. Portugalia pe 3 a ieșit, eu am văzut-o pe 2. Ungaria pe locul 4 în grupă și nu s-a calificat. Și stai că mai avem ceva din grupe. Echipele calificate de pe locul 3. Am trecut Turcia, greșeală. Mare, mare greșeală. Turcia a fost dezamăgitoare. Am trecut Ucraina. Ucraina a trecut mai departe, Danemarca a trecut mai departe, Germania a trecut mai departe, dar nu de pe locul 3. Totuși, o trecem la echipe calificate. La Turcia, acolo mi-am luat, să zic, țeapă. Băi, mi-a ieșit totul? În afară de Polonia, deci în afară de Polonia și de Turcia, cred că mi-a ieșit totul din grupe. Surprinzător, surprinzător. Ia să vedem knockout stage. Da, pentru mine a fost, mi-a ieșit Belgia-Turcia acolo. Belgia mai departe, a trecut Belgia de prima întâlnire. Fii atent, sferturi de finală. Belgia-Italia, mi-a ieșit Franța cu Anglia. Ia să vedem. De fapt, Franța a jucat cu Elveția, dacă nu mă înșel. Eu tot Polonia, frate, eu tot cu polonezii. Ce ai, mă, cu polonezii ăia? I-am trecut mai departe. Și Danemarca a arătat fabulos, deci am comis-o rău. Portugalia acolo, Germania și Rusia, Oviță, ce-ai făcut cu Rusia, mă? Hai de mine! Băi, n-am avut deloc încredere în danezi. Fii atent, Belgia, Italia, ce-am trecut? Am trecut Belgia! Mamă, nu cred, am trecut Belgia! Și acum Franța sau... Nu, fii atent, cred că am trecut Franța. Am ușit finala din sferturile de finală. Deci finala eu am ușit-o din sferturi. Deci, da, mă, ce prost le-am văzut. N-am avut încredere în englezi și în italieni. Deși mă uitasem puțin pe lotul lor, câteva nume interesante. Tot am mers pe premisa că echipa care a pe numărul, pe locul întâi la rankings în clasamentul FIFA, Belgia, o să câștige, dar Belgia a fost din păcate o dezamăgire, tată, la acest Euro. Și spun dezamăgire pentru că orice subfinală pentru o echipă cu lotul Belgia este o dezamăgire. Ai Kevin De Bruyne, ai Romelu Lukaku, sau cum ar trebui să zicem noi, Lukaku, ai Dries Mertens, ai mulți, mulți jucători buni, Eden Hazard, fratele lui Eden Hazard, Thorgan Hazard. Ai o linie de fund decentă, îl ai pe Thibaut Courtois în poartă, ai Witzel la mijloc, ai mulți jucători foarte, foarte buni și uite că n-au reușit. Deci am comis-o, aici trebuia să trec Italia și Anglia mai departe, Portugalia și Polonia aici deja am greșit. Deja am văzut Portugalia în semifinale, nu mi-a ieșit asta, am văzut și Germania în semifinale. Băi, m-am descurcat, dacă opream totul la grupe. Deci dacă opream totul la grupe, ziceai, ok, cu o acuratețe chiar de 90% m-am descurcat la echipele calificate și chiar la locul ocupat de ele în fiecare grupă. Dar după aceea m-am dus pe altă cărare. Am trecut Franța, am trecut, cred, Portugalia. Cred că am trecut Portugalia aici la întâlnirea dintre ei și Germania. Dar totul a fost pierdut acolo când n-am avut încredere în italieni, n-am avut încredere în englezi. Și finala mea a arătat Franța versus Portugalia și vă spun de acum, am văzut câștigătoare pe Portugalia. M-a avut nu neapărat prea multă încredere în Portugalia, cât prea puțină încredere în Italia și în Anglia. Și trebuie să spun că Italia este o câștigătoare meritorie. În afară de 1-2 meciuri, când nu au jucat atât de ofensiv, în special meciul cu Spania. Meciul cu Spania acolo au câștigat la penaltiuri, dar Spania mi s-a părut că a fost cam cu 5%, 10% mai bună decât italieni. În rest, gladiatorii au jucat ofensiv, au jucat un fotbal frumos și au revenit în finală pe Wembley după ce au primit gol minutul 2, minutul 3 împotriva englezilor, după o primă repriză a italienilor mediocră, aș spune. N-au avut ocazii mari de poartă, nu le-a ieșit jocul, dar repriza a doua și după aceea în prelungiri au împins jocul din ce în ce mai mult la poarta adversă.
au reușit și egalarea dintr-o fază fixă. Fază fixă unde englezii se presupune că ar fi top. Per total, băieți, grupele mi-au ieșit. După grupe, nu prea mi-a mai ieșit nimic. Lăsați un comentariu și spuneți-mi dacă vouă v-a ieșit pronosticul la Euro 2020. Vă pup, Oviță, ne vedem în clipurile următoare. Pa, pa!